Cel mai vechi parc orășenesc din țară, care s-a păstrat până în prezent, este situat în centrul capitalei. Timp de două secole, această oază de liniște și repaus a constituit un refugiu pentru orășeni, dar și un loc al promovării valorilor culturale. A portat mai multe denumiri: Grădina Orășenească, Grădina Alexandru în cinstea împăratului Alexandru al II-lea. În anul 1949 a primit numele poetului Pușkin, mai des însă spunându-i se Parcul Central. Iar în anii 90 i s-a atribuit denumirea de Grădina Publică în numele Marelui Voievod. A vorbi despre istoria grădinii publice Ștefan cel Mare din Chișinău este foarte interesant, fiindcă această grădină a apărut pe harta Chișinăului aproape concomitent cu desemnarea orașului ca viitoare capitală guberneală. Deci la 1814, metropolitul Bănuiesc Bodoni, împreună cu inginerul hotarnic Cosmidov, au desemnat primele cartiere ale Chișinăului Nou, în care trebuiau să fie incluse catedrala, viitoare metropolie și, desigur, că o grădină publică. Dar prima dată atenția acestei grădini a fost acordată la 1818, când în luna aprilie Chișinău a fost vizitat de Alexandru I, împăratul Rusiei, și care a rămas uimit că orașul nou nu are o grădină bine îngrijită. Generalul Bahmetiev, care era guvernatorul civil al Basarabiei, a fost împuternicit să se ocupe de această problemă și în scurtă vreme grădina a început să capete conturul unei grădini bine amenajate. Cel mai interesant este faptul că de această grădină s-au preocupat și un alt guvernator foarte important al Basarabiei, Pavel Fiodorov, care a pus multă inimă în reproiectarea sau redesenarea hărții Chișinăului și, desigur, că a grădinii publice. În anul 1827 aici au fost plantați 4.000 de puieți, inclusiv 1.000 de salcâmi. În parc și astăzi sunt o mulțime de salcâmi bătrâni. Unii din ei, spun botaniștii, ar avea o vârstă de 170 de ani. Majoritatea lor însă e posibil să fie din generația a doua. În anul 1829 au fost renovate pavilioanele, au fost instalate 56 de bănci. Grădina a fost decorată cu paturi de flori, o seră, un pavilion chinezesc, scrâncioburi și carusele. Ca să nu pătrundă vacile, caprele și alte animale în grădina publică, inițial a fost îngrădită cu un gard de nuiele, apoi din lemn. Gardul pe care îl vedem astăzi este făcut din zăbrele realizate după proiectul lui Alexandru Bernardaci la Odessa. În total a cântărit 54 de tone. Mulți ani în această grădină a activat un grădinar german, Franz Kühn, care a și dat culoare autentică acestui parc deosebit, care a adunat nu numai monumente ale naturii, dar și monumente ale culturii basarabiene. Unul din primele monumente care a apărut aici a fost monumentul lui Alexandru Pușkin, un monument instalat la cererea populației Chișinăului, care a adunat acești bani pentru monument, un monument modest, dar frumos făcut de sculptorul Opecușin, la o aniversare de la nașterea poetului. Acest monument a fost unul din simbolurile acestei grădini publice, care într-un timp chiar purta numele Alexandru Pușkin. Este curios faptul că în timpul cel de-al doilea război mondial a fost o expoziție Basarabiei zdrobită în acest spațiu și ea a fost vizitată de Mareșalul Antonescu. Unul din însoțitorul Antonescu a propus ca să demoleze monumentul, la care Antonescu a spus că noi luptăm cu bolșevicii ruși, dar nu cu scriitorii ruși. Banii pentru înălțarea monumentului au fost colectați după o listă de subscriere. În total au fost adunate 1.000 de ruble de aur. Este cel mai vechi monument din orașul nostru, cu excepția pietrelor funerare din cimitire. La sfârșitul secolului al XIX-lea, în parc a fost amenajată o scenă de teatru de vară aflată alături de actualul cinematograf. Mai era un teren de dans și o sală pentru jocurile de cărți și dame. Clădirea primului teatru din capitală se află pe locul unde este actualul cinematograf. În timpul războiului, ea a fost distrusă și reconstruită după modelul celei anterioare. În acest spațiu au fost câteva localuri foarte importante. Mă refer în primul rând la restaurantul Cap Mare, unde cânta o orchestră românească, și în 1906 a avut loc un incident când un grup de tineri basarabieni au cerut ca această orchestră să interpreteze Deșteaptă Române, fapt care a scandalizat autoritățile țariste de la Chișinău.
Inițial, bustul lui Alexandru Pușkin a fost instalat mai aproape de actuala stradă Bănulescu-Bodoni. În spatele monumentului observăm clădirea restaurantului cu denumirea Cap Mare, scrisă cu litere chirilice. Și tot aici era o seră în care se păstrau plante exotice și care era utilizată și ca loc pentru vernisarea tablourilor. Unul din pictorii de avangardă al Chișinăului, Iurie Bulat, avea un grup de pictori avangardiști care expuneau în această seră și era cunoscut că aici grupul Bulat vine cu o revoluție în arta plastică basarabeană. Este interesant faptul că grădina publică a fost utilizată pentru instalarea mai multor monumente. La începutul secolului 20 a fost instalat monumentul Alexandru al II-lea. Mai târziu acest loc a fost utilizat pentru instalarea monumentului lui Iosif Stalin, care a fost demolat în 1958. Monumentul lui Stalin se afla la intrare în parc dinspre Bulevard. În martie 1953 au fost făcute fotografii de la mitingul de doliu, unde au fost aduse o mulțime de coroane de flori. Pe fundal, printre ramurile copacilor, se observă turnul Kirhei Luterane. Pe atunci încă mai era, căci a fost demolat în 1959. Monumentul lui Stalin a fost demolat un an mai înainte. Și tot în acest spațiu a fost instalată Alia Clasicilor, o alie a scriitorilor clasici moldoveni. Apariția acestei alei este datorată inițiativei foarte interesante a lui Anatol Coropceanu și Andrei Lupan, Emilian Bucov, Bogdan Nistru, George Meniuc și alți scriitori, care în 1952 i-au demonstrat lui Leonid Brejnev că moldovenii au nevoie de scriitori clasici. Și această alie a fost, de fapt, prima victorie în planul afirmării culturii naționale. Lazar Dubinovski a realizat o galerie de portrete sculpturale, reprezentând scriitorii clasici Mihai Eminescu, Vasile Alexandrei, Gheorghe Asache, Costache Negruții, Dmitrie Cantemir și Miron Costin. Un detaliu interesant, dacă trecem prin spatele bustului lui Mihai Eminescu, vom observa că o șuviță rebelă seamănă cu profilul sculptorului Dubinovski. De fapt, maestrii întotdeauna și-au semnat lucrările, Dubinovski găsind o modalitate originală de a-și imortaliza propriul chip. Pe alee, în spatele băncilor, câțiva ani în urmă, au fost instalate prize pentru conectarea laptopurilor. Tinerii astăzi vin pe această alee mai mult din dorința de a naviga pe internet într-un spațiu cu Wi-Fi gratuit. Spre centrul grădinii, alea este străjuită de 2 lei. Nu se știe când au fost instalați, dar astfel de lei mai găsim și în alte orașe ale fostului Imperiu Rus. Interesant e că cei 2 lei nu seamănă leit și au poze diferite. Unul veghează, iar altul se pare că dormitează. Havuzul actual din centrul parcului a fost construit în anul 1960. Până atunci aici era un alt havuz, construit în anul 1927, după proiectul lui Alexandru Plămădeală. 10 ani mai târziu, alături de cinematograf, a fost instalat un havuz în formă de floare, iar în partea de sus a grădinii, un havuz decorat cu pești zburători. Placajul de granit în ultimii ani a început să atragă privirile unora care s-au încumetat să sustragă câteva din plăci, lăsându-le în pace pe cele deteriorate. Au mai existat două havuzuri cu un vultur încolăcind un șarpe. Primul a fost din bronz, care a fost dus peste Prut în timpul războiului și nu s-a mai întors. Al doilea, deja modern, a fost realizat din beton. Pe treapta de jos erau redate broaște și melci, dar toate au dispărut. În anii 70, nu pentru mult timp, au rezistat doi tauri cu inele în bot, la care erau atașate găleți. Animalele au fost găurite de cuie de niște vandali. S-a mai păstrat sculptura ursoaicei cu puii săi. În această grădină mai este o alee foarte interesantă care a fost ignorată după 89. Este aleea personalităților. Deci oamenii importanți care veneau în Chișinău se deau un copac și era o alee a prieteniei. Un copac a fost sădit de primul cosmonaut, Iuri Gagarin. Și astăzi nu știu care este cel copac, dar știu aleea și îmi pare rău că în mersul nostru înainte, nu totdeauna am fost consecvenți cu istoria noastră. Pe o fotografie la acea vreme îl vedem pe Gagarin la sădirea arborelui, iar pe alta placa cu denumirea speciei. Am mers pe alee ca să găsim acel arțar. Erau doar câțiva, iar unul din ei, judecând după înălțime, e posibil să fie tocmai arborele sădit de cosmonaut.
Alături a fost amenajat un teren de joc pentru copii cu scrânciuburi, la fel ca la începuturile grădinii publice. În anii 90 s-a decis continuarea aleii clasicilor și ceea ce avem aici deja este o altă formă, un alt format al acestei alei cu sculpturi ale clasicilor români, cu autori diferiți. Deci nu mai este acea formulă clasică utilizată în prima variantă a aleii clasicilor. În 1928, tot în acest spațiu, a fost instalat monumentul lui Ștefan cel Mare, o lucrare foarte importantă a sculptorului Alexandru Plămădeală, o lucrare care a devenit simbolul mișcării naționale, pentru că aici, în această grădină publică, a apărut Cenaclul Matievici, care, de fapt, a și stat la baza formării Frontului Popular și a schimbărilor mari care s-au produs până în 1989. Alexandru Plămădeală a realizat două schițe de mărime mică și una de dimensiuni reale, înainte de a fi aprobată de comisie. Monumentul a fost realizat în incinta unei școli de pe actuala stradă Tighina. Colul din centru ei avea înălțimea potrivită pentru o asemenea lucrare. În anul 1971, monumentul a fost deplasat cu 14 metri mai spre adâncul grădinii publice. Și doar la 1990 a fost strămutat pe locul actual. Trezește interes și crucea pe care o ține domnitorul. Ea nu este patriarhală. O astfel de cruce nu poate fi găsită nicăieri în Republica Moldova. Simbolul se aseamănă mai mult cu cel spiritual al cavalerilor templieri. Se vehiculează o părere că sculptorul ar fi avut tangențe cu masonii, urmașii templierilor. A vorbit despre cafeneaua Noroc este foarte interesant, pentru că aici era un local la primul nivel unde se adunau oamenii de artă, se adunau deci, pentru discuții libere, pentru că era un spațiu al democrației culturale. Mi-am amintesc cu plăcere, fiind student, cum veneam și noi aici ca să tragem cu ochiul la mari maestri pe atunci, cum era Vlad Ioviță, Gheorghe Vodă, Andrei Strâmbeanu, care vociferau într-un chip cu totul deosebit, fiindcă simțeau libere aici, în cafeneaua Noroc. Era o cafenea modestă, dar foarte îndrăgită și eu cred că dispariția ei pentru Chișinău va fi o pierdere a unui loc în care s-a consumat istoria și a avut deci, loc de întâlnire personalitățile noastre mari, astăzi dispărute. Astăzi se preconizează construirea unui hotel, 13 etaje, deci sunt schimbări care schimbă niște accente în destinul acestei grădini. Dar în linii mari este una din cele mai importante monumente care le are Chișinău. Grădina publică rămâne a fi principalul loc de atracție a orășenilor, o zonă perfectă pentru evadare din tumultul urban și pentru revenire în armonie cu natura.